2011, Florinel Marin a pulverizat cu gaze în biserică, fiind soțul meu aici și cu o doamnă care făcea curățenie după slujba. Asta a fost în Duminica Floriilor și ea ca noi de atunci avem judecată. Au fost falsificate, mistificate acolo documentele și avem 20 de dosare deschise de către Florinel Marin, dar cu gazele l-am atacat noi în judecată, ca să vedem. Eu n-am putut vorbi o săptămână, soțul meu nu vedea cu ochii, altă persoană era făcut la gură sau bubi și o doamnă a stat în spital cei mai 10 zile, încă mai mult, și soțul meu peste un an a decedat cu pietii la plămâni. O parte se duc acolo, o parte vine aici, dar noi nu avem nimic ca să ducem. Fiecare persoană este liberă și poate să faci vrea și unde vrea, acolo se duce. Noi niciodată nu suntem. O perioadă nu ne salutam unul cu altul, știți, era o intrigă în sat, era când sunt persoane care e ca soră cu soră, o soră vine aici, altă soră se duce dincolo, vă închipuiți cum, și au dispărțit satul în două și nu-i chiar bine asta, că noi suntem puțini, satul e mic, tot tineretul pleacă și satul e... El ar trebui scos, dus, nici din sat. Și eu încurcat lui ea, oameni care au în biserică, să dă cu spray lacrimogen în oameni și ea. Dacă văd că lumea pentru dumneavoastră mează, nu-l iubiește. Și a de acolo un ișe de el, în colivie și el lui ea. Da, dar el în același timp spune că el a construit tot. Nu el, așa oamenii, așa oamenii o grămadă de bani și au achitat. Sunt în scandalurile astea, s-ar lămuri. Biserica e făcut de când e făcut la Ștefan cel Mare. Biserica se slujească la biserică, dar nu trebuie să intrăm în toate iurțile care fac ei și care... El nu trebuie să fac și ei și prostiile care le-a făcut el. Că lumea... Despre cine vorbiți acum? Florin. Am ajut femeie, s-a dus, a ajuns pe la șticată, la unghenie, de unde știu și-a făcut el și-a întors el. Până când n-a făcut, nu a putut să ajungă la așa chestii. Trebuie să slujească așa cum a slujit, să fie atent la viața de preot. Și ca preot așa, slujitor bun. Mulțumesc. Nu, fără păcatele care sunt.